Un caz cu totul ieșit din comun a fost arestarea celor doi lideri ai Partidului Liberal în timp ce intenționau să depună flori la mormintele membrilor Sfatului Țării. Avem o lege, avem noi drept să ne deplasăm pe stradă, ori să mergem prin copaci. Cei doi lideri ai Partidului Liberal au fost reținuți timp de 6 ore de poliție, care a întocmit dosare administrative și procese verbale persoanelor reținute. Judecătorul le-a administrat acestora câte o amendă pentru organizarea de manifestații neautorizate. 200 de lei pentru mers pe stradă și intenția de a depune flori la mormintele membrilor Sfatului Țării. Deși s-a încercat să se dovedească în instanță că a fost un abuz, niciunul din polițiștii care au participat la arest nu a fost găsiți vinovați. Câteva luni mai târziu, vicepreședintele PL Dorin Chirtoacă avea să devină primarul capitalei, motiv pentru care continuă să fie târât prin instanțe cu cea mai mică ocazie, cum ar fi autorizările de manifestații.